pare bine să vă cunosc. Vă mulțumesc că ați venit. Am norocul colaborării cu biblioteci și cu bibliotecarii și vă mulțumesc pentru asta, ca să putem să încercăm, să mișcăm, să lansăm proiectul Te iubește mama. Despre care o să vă vorbim în data. Pe care l-am pus pe Facebook ca o dorință de ziua mea, înainte de ziua mea, și a devenit, cum îl vedeți, pentru mine important și cred că și pentru dumneavoastră, că de-aia ați venit aici. Și cred că cu toții credem în asta. Uh-huh. Și sunt în colegament cu doamna Mitrea. Putem să mergem mai departe cu prezentările și după aceea revenim. Pentru că o să vorbim mai mult despre doamna. Sunt cu președintele asociației Ana Milano Onus, care a adoptat, lucrez pentru Ana Milano, și a adoptat proiectul și acolo va fi un cap de pod unde îmi doresc foarte tare să vină mămicile, părinții din Italia, să se pună în comunicație audiovizuală cu copiii, rudele din România. Asta e. O să intrăm în detalii ca să înțelegeți perfect despre ce este vorba. Facem turul mai departe. Bună, Alina Stoian. Sunt aici în bună calitate de femeie interesată de cauza Silviei. De fapt, triplă calitate. Sunt eleva Danielei la sală, la sport. Facem sport în urmă. Scuzați că n-am menționat. Și am o firmă de publicitate, de comunicare. Și atunci, când am auzit de la Daniela despre acest proiect, numai că mi s-a părut extraordinar, pentru că cineva face ceva și nu are nevoie de impulsuri, nu? Pentru că i-a plăcut, am venit să văd cum pot să ajut. Mulțumesc foarte mult, Alina. După sesiunea de astăzi, evident, ne vom vedea la sala de sport. Da. Mergem mai departe. Sunt Mihaela Ștefanescu, sunt coordonator de programe la Salvați Copiii. Începând de aproape un an, probabil, coordonez programul Crește Împreună. Programul are 8 centre after school pentru copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, în 8 județe din țară, deci este cumva la nivel național. O să intrăm în detalii în timpul prezentării. Mai departe. Sunt Gabriela Teodorescu, bibliotecar la Biblioteca Metropolitană și lucrez la serviciul Biblionet. De persoanele care vin să vorbesc pe Skype. Mulțumim, Gabriela, foarte mult. Și interesul tău personal există aici. Și o să vorbim și despre asta. Mergem mai departe. Doamna Lecan, coordonatoarea serviciului Coordonare Baza de Date și particip cu interes la acest proiect care să ne dezvolie cum putem, ca bibliotecari și mămici, să participăm la dezvoltarea lui și să încercăm să ajutăm pe acești copii să nu mai fie așa, să sufere, să-și, dacă nu pot avea mămica alături, măcar să poată să vadă pe ecran. Mulțumim foarte mult pentru găzduire până una alta și pentru acest parteneriat care este inițiat. Mai departe. Da. Ioana Crihană, director executiv al Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, partener deja tradițional cu IREX în programul Biblionet, noi fiind organizația care urmează să preia responsabilitatea continuării programului Biblionet după retragerea fundației din România. Legătura mea cu acest proiect se face prin... Nu dezvălui încă nimic. Nu. Pot să spun că am o inclinație naturală spre proiectele cu componentă socială. Mă simt foarte atașată de astfel de cauze. Da. Și sunt mămică la rândul meu și îmi închipui că pentru multe mămici, și nu vreau să mă limitez doar la mămici, pentru mulți părinți, a avea copilul aproape este esențial. Atunci când fizic nu este posibil, încercăm să sublinim cumva această nevoie. Uh-huh. Mulțumim, Ioana. Mai departe? Mariana Chiriță, bibliotecar la Biblioteca Metropolitană București. Săptămâna trecută, doamna Daniela Drăghici ne-a prezentat acest proiect.
atât de mult entuziasm încât nu poți să susții ceea ce își doresc cei implicați prin acest cărt de iubește acolo. Mulțumim foarte mult. Vreau să se prezinte persoana de lângă mine, eroina Skype pe ziua de azi, Elena. Am încercat să ajut. Mulțumesc, Elena Constantinescu de la informatizare, primulist programator ajutor. Ce să spun, mă bucur că există această posibilitate pentru cei plecați din România. Cred că este mai mult util pentru părinți, care părinte nu știu ce dorul copilului. Punte de vedere diverse și asta dovedește că fără accesul la tehnologie suntem deconectați. Ori scopul nostru este tocmai conectarea. Mulțumim foarte mult, Elena, nu-ți mai răpim timpul, mergem mai departe cu prezentările. Andreea? Eu sunt Andreea Chib, de la Centrul Zilei. Am venit aici pentru că sunt oarecum atașată de proiectul Biblionet despre care am mai scris și care mi se pare o idee foarte bună. Și astăzi, când am găsit în adresa mea de e-mail mesajul de la Daniela cu numele atât de frumos al acestui proiect, mi-a stârnit interesul și am zis că un proiect care se numește Așa te iubește mama și care te duce imediat cu gândul la mama ta și te emoționează puțin, trebuie să ascundă ceva frumos. Mirela Nicolae, sunt numele meu, sunt realizator coordonator la Radio România Cultural și cunosc destul de bine programul Biblionet. Din natura meseriei, am lucrat cu doamna Anghelescu anul trecut și de asemenea am jurizat la Gala Premiilor în Educație, chiar secțiunea bibliotecară. Deci știu așa și mă bucur să văd că se face un pas înainte în cadrul bibliotecilor. Proiectul se numește Te iubește mama. Am căutat îndelung titlul pentru cauza asta, pentru că ea a plecat ca o cauză, nici de cum nu m-am gândit că o să iasă un proiect și mă bucur din suflet. L-am căutat, cred, mai mult de 2 luni. Până la urmă l-am găsit pentru că așa îi spun copilului meu. Se iubește mama. Pentru că și tu ești o mamă care a plecat din România în Italia, la Milano, de nevoie. A plecat cu copilul ei. Asta pot să vă spun, că nu știu că v-am spus, dar noi suntem surori. Nu se pare că e evident. Adică, mă rog, așa s-a întâmplat ca noi să fim surori și să putem mă rog, am plecat pentru un alt motiv, o altă durere a mea personal și a României, la fel de personal, din cauza sistemului sanitar, dar asta este un alt subiect. Poate ne vom întâlni tot în compoziția asta sau mai largă, pentru că eu cred că ăla doare pe toată lumea, pe absolut toată lumea. Am plecat pentru tratament medical pentru băiatul meu. Și am rămas acolo. Am plecat cu o geantă pe umăr și cu copilul în brațe. Și acum încerc să fac ceva și pentru alții, pentru că nu se face nimic de unul singur, se face totul împreună și totul pentru, dacă faci ceva pentru, și pentru cel de alături, în mod sigur faci ceva și pentru tine. Eu așa cred. Sunt în contact italieni, cu egipteni, cu români care sunt în căutare de lucru și bat și la ușa noastră. Din persoanele care sunt în căutare de lucru, majoritatea sunt femei. Pentru că în ultima vreme sunt mai mobile, pentru că oferta de lucru se adresează în primul rând femeilor și pentru că femeile care sunt în căutare de lucru sunt mame, care vor să și se simt datoare să ofere ceva copiilor pe care i-au adus pe lume. Și atunci pentru astea ele pleacă în lume și le este foarte greu pentru că își lasă copiii acasă. Vin mămicile la noi și când spun bună ziua și mă aud de pildă vorbind de românește, vorbesc acum de persoanele de origine română, când le răspunzi în limba română, au lacrimi în gât. E evident de la ușă că sunt mămici, că îți vorbesc de problemele lor, despre documente, despre faptul că au nevoie de loc de muncă, despre faptul că n-au unde dormi,
despre faptul că și-au lăsat copiii minori de 4 ani acasă. Și așa am intrat eu în pâinea asta. Am văzut prin octombrie trecut un film documentar în Italia, întâmplător, despre cazuri de sinucidere în România, în rândul adolescenților copiilor. Un documentar cutremurător, făcut foarte bine, caz cu caz, cu fotografii, cu părinți care dau declarații, cu mămici care dau declarații, cu foști învățători ai copiilor care erau premianți, au venit de la școală, au luat premiul întâi. Nu erau singuri, erau cu tata acasă, s-au dus în șopron. Și atâta. Pardon. Dar nu știu dacă la noi... Și nu este unul singur, sunt mai mulți. Da. Părerea mea... S-a spânzurat, asta este chestia, da. Nu este singurul caz. Italienii au făcut documentarul, după cum noi știm că și pe alte probleme sociale, mai degrabă alte posturi străine scot în lume problema din România decât cele din România. Asta, mă rog, poate e o chestiune de luat în calcul și de discutat, apropo de comunicare. Vă spuneam că am văzut acest documentar făcut profesional, dar și cu foarte mult suflet. M-am pus să caut date despre fenomenul care se numește Left Behind sau Orfani Bianchi, pe care știți foarte bine. Am găsit câte ceva și m-am oprit acolo. Dar noi putem să dezvoluim câteva din datele care au condus, de fapt, la această chestie. Pentru asta este acest proiect și ăsta este site-ul. Și dacă o să vă intereseze și sunteți pe Facebook, puteți să aderați la aceasta. Și am ajuns la motivația pe care a găsit-o și datele, pe care le tot găsește, le tot găsim și nu se mai termină. Este ceva înfiorător. Pe de o parte sunt niște date și Salvați Copiii are niște date, evident, și UNICEF, dar sunt și date lipsă. Și astea sunt câteva din cele găsite. Pot să mă întorc doar o secundă și să vă spun că proiectul își propune susținerea comunicării audiovizuale între părinții, mamele aflați la muncă în Italia cu copiii rămași în România, în vederea diminuării numărului mereu crescând de sinucideri, dar și de ucideri în rândul copiilor rămași în urmă. De ce spun și ucideri? Acum 2 săptămâni, cine urmărește știrile pe internet, lucrați în presă, eu urmărind acest subiect, sunt mai atentă, probabil, la genul ăsta de informație. De sâmbătă până duminică au fost 5 morți în România. 2 tătici și 3 copii. Exemplu. Un tătic și-a spânzurat fetița de 2 ani, după care s-a sinucis, dar nu înainte de a trimite un SMS soției care se afla la muncă în Spania. Auzise în bloc, nici măcar în contact direct cu soția, că ar fi avut o altă relație în Spania și atunci i-a trimis un mesaj și i-a spus: acum vei suferi și tu ca mine și ca noi. Știați de cazul ăsta? A spânzurat-o și s-a omorât. Alt caz în care o mămică care nu și-a dorit copii, 3, soțul, tatăl copiilor, celor 3 copii, era plecat în Serbia la muncă, sau în Croația, nu contează. Ea a lăsat copiii pe timp de noapte acasă, a plecat nu se știe unde. Când s-a întors, i-a găsit scrum. Vă spun toate, nu mai continui, dar cazurile le cunoașteți. Eu cred că... sau celălalt caz în care 2 tineri, el o omoară pe iubita soția lui în fața... webcam, nu? Pe Skype sau unde, în fața părinților ei. Și este important pentru acest, este cu legătură cu acest proiect, pentru că atât el cât și ea sunt copii care au crescut fără părinți. Părinții au fost la muncă în străinătate și i-au crescut singuri acasă.
Nu este vorba, sigur, noi trebuie să plecăm de undeva, trebuie să plecăm de la mic, ca să spunem așa, dar proiectul ăsta își propune susținerea comunicării audiovizuale, dar în același timp și la fel de important este găsirea unor soluții pentru susținerea psihosocială a mămicilor care sunt părinților și a copiilor acasă, pentru că nu e suficient să te pui în legătură video. Suntem fericiți, dar după aia copilul se duce acasă și deschide ușa și pe mama nu o găsește. Nu putem să ne permitem să ne jucăm cu sufletul nimănui. La fel și mama vorbește cu copilul, vede foarte frumos și după aceea pleacă din sediul ala sa de unde și nu știe când se mai pune în legătură cu copilul. Persoanele sunt fragile și au nevoie să fie ocrotite de cei cărora le pasă, care se simt puțin mai în putere sau care au o pasiune sau simt chemarea de a face ceva și pentru ceilalți. În tot cazul, puterea ți-o dă, puterea ți-o dă și profesiunea, pentru că în mod sigur va trebui făcută o rețea de persoane care cu asta se ocupă, psihologi și așa mai departe, în cadrul școlii, în cadrul grădiniței, în cadrul primăriei. Cauza a plecat cu doi susținători pe Facebook la jumătatea lui ianuarie și acum suntem mai mult de 2600, iarăși este foarte important. Și vă mulțumesc! Vreau să mai adaug ceva la asta. Noi am încercat, apropo de implicarea mass media, pentru că am văzut ce au făcut italieni și ne-am gândit să implicăm și mass media de la noi, audiovizual mai ales, să mergem pe un caz. Este evident că mass media audiovizuală, de la noi cel puțin, nu marșează la astfel de întâlniri decât dacă ai un caz. Mass media în general. Este normal să pornești de la un caz concret, așa. A găsit Silvia mama la Milano, care are copii în România. Este vorba de un caz mai special, de o tânără adolescentă încă nemajoră, de 17 ani, care își îngrijește sora de 12 ani și un frate de 4 ani. Și se găsesc la Sighetul Marmației. Și am zis, hai, să-i punem în legătură. Ele nu erau, le erau în legătură telefonică, asta e problema. Și telefonic, Italia, România, costă o grămadă de bani și lumea nu are bani, fiindcă toți ăștia sunt săraci, că de-aia s-au dus în Italia să muncească, pur și simplu, de la început. Am încercat să punem cap la cap acest reportaj, împreună cu colegii de la TVR, care sunt și ele implicate și sufletește, dar... Și când eram foarte aproape, când biblioteca din Sighetul Marmației era gata să lucreze într-o sâmbătă, să deschidă ca să facă posibilă comunicarea, tânăra, care e cap de familie la 17 ani, lasă, ce să mai spune, că nici ea și nici sora ei nu sunt recunoscute de tată, s-a întors brusc și a spus, nu mai pot să fac reportajul, mai ales pentru televiziune, pentru că mi-e rușine de fetele din jurul meu. Mă rog, a fost ceva foarte dramatic. Și după aceea s-a întors împotriva propriei ei mame, din câte mi-aduc aminte Silvia, și a acuzat-o că a plecat în Italia ca să l-a cerșit. Adică, imaginați-vă ce ramificații, de fapt, cumplite are chestia asta. De asta insistă asupra suportului psihologic. Și mă bucur foarte mult că Salvați Copiii a marșat pur și simplu așa. Foarte scurte au fost comunicările și pregătirea extrem, extrem de minimă și de scurtă. Și imediat au mers și va intra în amănunte. În plus față de asta, am constatat că aceste subiecte sociale sunt foarte bine tratabile prin biblioteca publică, pentru că în cele mai multe locuri din România, mai ales în zonele rurale, biblioteca este unicul centru al comunității. Altfel unde se ducă lumea? Se duce la noi și botezul la Căminul Cultural, alminter nu, dar la bibliotecă totuși. Se duc copiii, se duc părinții, se duc nu știu ce. Înainte se duceau strict pentru cărți, că numai asta se găsea la bibliotecă, și acum, de când au constatat că au acces la informație nelimitată și gratuită, prin internetul gratuit care este acolo, se duc buluc pentru tot felul de chestiuni. Iar această chestie socială am testat-o anul trecut într-o bibliotecă județeană din Constanța.
o dezbatere despre mortalitatea maternă, ceea ce nu se mai făcuse în momentul acela. Salvați Copii a început să se preocupe de subiect undeva în 2007, a început cu cercetare la nivelul Moldovei, bine, erau câteva județe atunci în Moldova. S-a mers mai degrabă decât pe estimarea numărului de copii și pe estimarea amplorii fenomenului, mai degrabă pe efectele resimțite de acești copii. Și aici subiectul ar fi larg, doamne, am început un pic mai devreme. Cred că problema sinuciderii e una importantă, dar cred că e și un pic mai complexă. În principal, copiii se confruntă cu probleme de comportament social, cu probleme emoționale și psihologice și apoi, bineînțeles, cu probleme ce țin de susținerea și, nu știu dacă să-i zic neapărat, control unui adult în viața lui. Și aici merge totul de la atașamentul față de școală până la pur și simplu obiceiurile zilnice, alimentația, chiar să zic așa, îmbrăcăminte, curățenie, tot ce ține de un copil care lăsat la 4-5 ani cu o bunică bătrână, așa cum e în majoritatea cazurilor, e destul de greu să se dezvolte singur. După acest studiu, în 2009, Salvați Copii a început un proiect în 8 județe din România, în parteneriat cu școlile și inspectoratele școlare județene. A deschis 8 centre de tip after school, în care sunt aproximativ 65 de copii în fiecare centru. Copiii vin zilnic la centru, își fac temele, în fiecare centru există și un psiholog, beneficiază de sesiuni, de asistență psihologică individuală și de grup, în funcție și de vârsta copiilor. Și, bineînțeles, o parte pe care noi am considerat-o mereu foarte importantă, partea de recreere și socializare. Există o parte zilnică, adică după ce își fac temele și termină diversele probleme cu școala, este parte de joacă, există tot felul de materiale, de jocuri, de, să zic așa, spații unde ei pot ieși de la curtea școlii, pentru că aici, în asta constăm principal parteneriatul cu inspectoratul școlar. Ei ne-au pus la dispoziție spațiu pentru aceste centre. Și inclusiv excursii săptămânale, ieșiri în oraș, ieșiri la muzee, mers în tabără și alte lucruri de genul ăsta. Dar voi aveți posibilitatea să se conecteze copii? Asta este, mai există două componente importante ale proiectului. Una este partea de comunicare cu părinții, odată a copiilor. Adică în fiecare centru există două computere. Specialiștii din centre au grijă ca copiii să discute cu părinții sau măcar se încearcă, pentru că nu se reușește întotdeauna și nu toți copiii pot face asta. Măcar o dată pe săptămână cu părintele, ca comunicarea să fie una regulată, deci nu din când în când. E adevărat, exact ce spuneam, nu cu toți părinții se poate, mulți părinți nu au ei acces la internet sau se pune problema de, pur și simplu, că probabil o chestie iar cunoscută, omul care pleacă în Italia sau în Spania pentru muncă, muncește. Și muncește 12 sau 16 ore pe zi, neputând să vorbească copilul în timpul săptămânii sau dacă vorbește, vorbește un pic noaptea sau într-o pauză dă un telefon scurt. Scuză-mă, pentru că tu ai adus în discuție o chestie foarte importantă. Cum ne asigurăm că părinții de acolo, ai căror copii aici au acces la internet, pot să intre în relație, dacă înțelegi? Ne vom confrunta cu situația în care copilul de aici are acces, dar nu are acces părintele. Pentru moment există o soluție. O să există o soluție, eu sper foarte... Cred, este doamna Mitra care e chemat prea tare. Este, eu cred foarte mult în asta, depinde de tehnici, cum o să, ce soluții vor găsi. Există deja un web, un site care se numește www.teiubeștemama.it. Îl atacăm puțin mai târziu. Ce vreau să spun este că la Hala Milano Onlus există deja două computere și au mai fost
fost donate încă două computere, care va să zic că ei au 4 computere alocate pentru genul ăsta de intervenție. Da, dar da. Gândiți-vă că sunt părinții din Milano care se pot duce la hala să vorbească. Ce ne facem cu restul? Da. Și vom ajunge îndată, mai păstrăm puțin secretul asupra website-ului, până mai încolo puțin, și atunci facem așa. Vrei să continui cu ceva, Mihaela? Singur punct, că ziceam că mai există o latură a programului. În program s-au făcut parteneriate cu autoritățile locale, există niște grupuri de bune la nivel local care se întâlnesc lunar. Ideea e, bineînțeles, de a nu păstra totul la nivelul ONG-urilor, pentru că este destul de greu pentru Salvați Copiii să presupună că vreodată va putea ajunge în toate zonele din țară și va putea atinge toți copiii afectați de fenomen. Și atunci se încearcă un pic și a merge spre politici publice și spre mișcarea autorităților. E adevărat, în momentul de față suntem fix în punctul de implicare a autorităților spre a vedea ce se întâmplă și ce se întâmplă cu fenomenul, ce se întâmplă cu acești copii și a-i cunoaște mai bine. N-am menționat încă acest proiectel, n-are niciun sfanț. Nici un sfanț. Vrei să întreb? Zero barat. N-are decât voluntariat până un alta. Mă rog, și ce are Biblionet pe banii existenți de la Fundația Gates și ce poate să facă ANBPR. Dar și ANBPR a făcut un parteneriat, nu, de curând, cu Asociația Comunelor din România și va face și cu celelalte asociații, ale orașelor, ale municipiilor. Este extrem de important pentru că banii alocați și pentru biblioteci și care pot fi alocați și pentru astfel de proiecte sunt de la administrațiile publice locale, fiindcă, cum am zis înainte, nu Ministerul Culturii dă banii pentru asta. Închide puțin sunetul la tine. Ci administrațiile publice locale, bibliotecile publice sunt între Ciocan și Nicovală. În principiu tutelate de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, în realitate la mâna administrațiilor publice locale. Asta este. Și deciziile se fac acolo, ce taie, ce lasă. Și atunci ei trebuie implicați trup și suflet realmente ca să marșeze la astfel de intervenții. Da. Am spus mai devreme Silviei că vă voi pune în contact cu un alt ONG care se numește Telefonul Copilului. Poate parte dintre voi știți sau ați auzit măcar despre el. Este un serviciu care pune la dispoziție psihologi la un număr de telefon la care copiii chiar sună, astfel încât acești oameni au fost obligați, forțați, să zicem de bine, să își angajeze un număr suplimentar de psihologi care să răspundă la telefoane. Mie mi se face pielea găină de emoție când aud despre... Și apropo de bani, din punctul meu de comunicator, de vedere, vă spun că nu este atât necesar să ai milioane, dar trebuie să ai milioane de oameni interesați. Pentru că se poate face. Vă construiți un hub de interes din câteva organizații și atunci rolul mediei este colosal aici, pentru că media trebuie să ajute ca această cauză să ajungă pe, în reviste, la televizor, pentru că merită. Și atunci veți vedea că tăvălugul se pune în mișcare, bulgărele de zăpadă se formează și tu vei avea un proiect minunat. Da. Și acum am ajuns la suporterii principali. Este doamna senator Elena Mitrea, cu noi în direct, care activează foarte puternic către râm social și așa a pornit ca activistă social din propria dumneei relatare, la Comisia de Muncă, Familie și Protecție Socială, responsabilă pentru biroul parlamentar Buhuș-Bacău. Și fotografia pe care o vedeți aici este pentru că dumneavoastră a făcut primul pas și a spart gheața pe 16 aprilie și la Buhuș a menționat acest proiect. Suntem în legătură cu doamna Mitrea. Doamna Mitrea, vă salutăm! Vă salut și eu, felicit pentru ceea ce faceți astăzi la București. Îmi pare rău că nu sunt fizic alături de dumneavoastră, dar iată că tehnologia face ca măcar să vă aud. Ați prezentat funcția mea politică, vorbeați puțin mai devreme despre voința politică, aveți dreptate și nu vă contrazic, dar este mai puțin importantă funcția pe care eu o ocup astăzi. În primul rând, sunt o mamă iubitoare, sunt femeie cu grijă și preocupare față de
copiii și pentru tot ceea ce constituie o problemă socială în România, deocamdată că aici ne aflăm. Sper să mă auziți, eu... Foarte bine și ne bucurăm! Da, legătura mea cu doamna Silvia probabil că a fost înțeleasă. Două doamne care s-au întâlnit pe Facebook și-am intersectat într-o acțiune serioasă. La momentul respectiv a spus că nu este un lucru tocmai ușor. Demersul meu în continuare va fi acela ca săptămâna viitoare să procedez la constituirea unui grup de sprijin parlamentar în care voi încerca și cred că nu va fi foarte greu pentru că tema este una sensibilă, să conving femei din tot spectrul politic, așa încât printr-un efort comun să acțiunea noastră să aibă un efect bun, iar politicul, într-adevăr, prin forța femeilor, prin dorința lor de a se implica, să demonstreze că totuși puțină încredere în politic. Mai trebuie să o avem măcar tot noi femeile.